Crișca este una dintre pseudocerealele care conține cele mai multe fibre, de aceea este benefică pentru digestie. Pe lângă asta, mai conține și cantități importante de magneziu, seleniu și vitamina E. Și n-ar fi păcat să nu ne folosim de toate beneficiile astea. Hai să vă arăt cum să faceți o salată delicioasă cu ea. Eu am aici crișcă coaptă. Dacă aveți doar crudă, primul pas ar fi să o rumeniți într-o tigaie antiaderentă până devine maronie. La o cană de crișcă adaug 2 căni de apă, sare, puțin piper și o lingură de ulei de măsline. Acopăr și las la fiert pentru 12-15 minute. Între timp, pregătesc și un sos cu sfeclă roșie, iaurt vegetal de cajun, sare, piper, semințe de chimeni. Am aici șrișca fiartă, pe care o voi amesteca cu pătrunjel tocat, ceapă verde și puțin ulei de măsline. Pe deasupra pun niște semințe de pin rumenite. Ar fi mers mai bine nuci, dar s-au terminat. O delicioșenie!